creștinismul în esența lui nu este o încercare de a-i demonstra lui Dumnezeu ceva, de a-i răsplăti lui Dumnezeu, de a compensa într-un fel ceva ce a făcut Dumnezeu. Creștinismul în esența lui este o religie supranaturală, este o religie a puterii lui Dumnezeu. Asta este creștinismul. Să trăiești viața creștină, să fii creștin, în esență înseamnă să experimentezi puterea dumnezeiască. Asta înseamnă. Nimeni nu poate să trăiască ca un creștin. Să ne trezim. Nimeni nu poate să trăiască ca un creștin. Nu știu dacă sunteți ați avut să fiți dezamăgiți de creștini adevărați, care știți sigur că sunt născuți din nou, sau au toate evidențele unor oameni născuți din nou. Să fiți dezamăgiți de ei. Ați ajuns? Da. Întrebați soțiile. Da? Am ajuns. Am ajuns, cu siguranță. Dar mirarea sau uimirea sau dezamăgirea se bazează pe un concept fals despre om. Un concept fals despre om. Omul fără puterea lui Dumnezeu este destinat falimentului. Fără doar și poate. Creștinismul în esența lui asta ne spune. Noi suntem slabi, suntem neputincioși, suntem morți, suntem incapabili, suntem aduși la viață de puterea lui Dumnezeu și trăim în fiecare secundă numai prin puterea lui Dumnezeu. Numai prin puterea lui Dumnezeu. Tot creștinismul este o religie a puterii lui Dumnezeu. Să jefuiești pe creștini care vin zi, duminică de duminică la adunare, de această realitate, înseamnă să te joci cu sufletele lor. Înseamnă să îi împingi pe oamenii la chin, săptămână după săptămână, an după an. Și când cineva vine să predice despre puterea lui Dumnezeu, care este turnată în viețile noastre ca să trăim în sfințenie, lasă, gogoși, din astea mai auzit eu. Nu e adevărat, lasă că știm noi. Frate, ce greu e pe pământ. Suntem țărână, Doamne, treci cu vederea. Greu e pe pământ, că și tu ai fost și știi cum e. Vezi ce au făcut ăștia cu tine. Și cumva credem că îl facem pe Dumnezeu, hai să mai coboare puțin standardele. Sau dacă nu și le coboară, să le țină pentru el acolo, să nu ne ia chiar așa în serios. Scriptura nu spune asta. Scriptura spune că dumnezeiasca putere ne este dat fiecăruia dintre noi.